nostru vest mină, Orești mină, Ploștina mină, Leurda mină, Lupoaia mină, Roșiuța mină, porți deschise spre lumină, în care minerii de astăzi sunt vechi țărani și în care codul de ieri ne astăzi scărbune. Noroc bun, noroc bun, răsună azi în minunata vară. Noroc bun, noroc bun, cuvântul acesta-i pentru întreaga țară. El ne însoțește ceas de ceas, în subteran, creștine sau acasă. Căci el, partidul mi l-a dat, ca să-l cinstim cu adevărat. Noroc bun, noroc bun, rostidul taci în marea sărbătoare. Noroc bun, noroc bun, îi spunem azi urtacului d-onoare. Ne-am angajat să dăm țărică bune, în viitor să avem frumos de lume. Independenții lume noi să fim, prin energie ce făurim. Noroc bun! Octombrie 2017. Accident la mina Lupeni. Al patrulea miner prins în subteran a fost... A cărat cu mâinile goale trupurile colegilor morți. Trei oameni au fost prinși sub pământ la o adâncime de 500 de metri. Din nou, Iuliu Codlan, unul dintre minerii morți la Lupeni, a fost înmormântat chiar de ziua lui. O galerie s-a surpat joi după amiaza în mina Lupeni de lângă Petroșani, în județul Hunedoara. A fost rănit după ce o surpare de pământ i-a surprins în mina Lupeni din Valea Jiului. Un miner a murit, alți doi sunt răniți, unul grav. Operațiunea de salvare a durat peste 15 ore. Este al șaptelea accident mortal petrecut în ultimele 9 luni. 18 iulie 2018. Accident la mina Lupeni. Un miner în vârstă de 42 de ani a murit. Mina Uricani și-a luat de această dată tributul. După sângeroasele zile ale lui decembrie 1989, în societatea românească urmează perioade de violență maximă. 29 ianuarie 1990, 18-19 februarie, 19-20 martie și apoi evenimentele din 13-15 iunie 1990, toate înrudite între ele prin aceleași provocări și manipulări. Scene de un primitivism aberant umplu străzile capitalei. Atacul grotesc asupra unuia dintre cei mai importanți oameni politici, Corneliu Coposu, este rodul unei manipulări ordinare. Se ocultează cei 17 ani de detenție, dintre care 8 de recluziune severă. Aici este o pancardă care spune: afară cu conducătorii partidelor care n-au trăit în țară. Asta e un lucru care e posibil. Dar să știți că dintre conducătorii lor sunt oameni care au fost tot timpul aici. Eu nu vreau să ia la păr, Doamne ferește! Agresiunile asupra studenților și intelectualilor, asupra presei, asupra liderilor opoziției și asediilor celor două partide de opoziție importante au arătat lumii întregi o Românie ireală, cu o populație scindată premeditat de către putere, fie ea și din structura politică și din cea militară. Folosind minerii ca detașamente quasi-teroriste împotriva opoziției, puterea din România înțelege să întrețină la propriu, ori simbolic, o armată de manevră din mercenari mineri care, oricând, ar fi putut fi chemată și folosită în București. Rolul acesta convine de asemenea orgoliului și primitivismului ortacilor, care nu văd un inconvenient într-un microrrăzboi civil și fratricid, atât timp cât puterea este de partea lor,
oferindu-le avantaje financiare. Mineriada 4, 24-27 septembrie 1991. La sfârșitul lunii septembrie, vocile minerilor din Valea Jiului se fac auzite printr-o serie de revendicări adresate guvernului roman. Măriri salariale, indexări, reducerea impozitelor și renunțarea la închiderea unităților miniere. Greva generală este anunțată ca iminentă. Deși guvernul acceptă revendicările, greva se declanșează mai mult din dorința lor de a veni în capitală sau și din nevoia unei părți a puterii conservatoare de a lovi în cealaltă parte a ei reformatoare. Minerii devastează gara din Petroșani, deturnează 3 trenuri care sunt oprite la Craiova, unde se produce o adevărată explozie de violență. Vă rog să vă prezentați. Maria. Cum vă numiți? Maria. Cincu Maria. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, a venit, a luat lupetă de pe aceea, a mâncat, a făcut gălăgie. Cu chioșcul nostru ce s-a întâmplat? Cu chioșcul meu, după ce am închis tot, am închis și am ieșit afară. Și vine să duc minerii la Samson, dincolo. Și a spart geamurile acolo, a luat toate lucrurile pe acolo, toți minerii erau cu buzunarele pline. Păi mă vine după mine, vine aici la al meu, și pe ăsta. Și pe ăsta și pe la tot. Și a întâlnit cine a venit, zice, unde ăștia mineri? Zice, nu, ce ăsta e al lui șeful, nu-l spargem. Și pe al dumneavoastră? Și pe al meu mi-l-o spart. Și când i-au dat foc? Tot atunci i-a dat foc. Și dumneavoastră ce aveți la ochi? M-a lovit ei, m-a lovit aici, uite, m-a tăiat, pădărându pe aici, pe aici, pe aici, așa, pe piept, e tot negru. Mi-a dat, m-a aruncat în foc să mă ardă. Se anunță că Petre Roman ar fi dispus să vină la Craiova pentru tratative. Minerii refuză cu mânie oferta și sparg telefonul la care un general vorbea cu premierul. Trenurile pleacă spre București. În Piața Victoriei ajung între 8.000 și 10.000 de mineri. Și o ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Impresia dumneavoastră, populația Bucureștiului, ce credeți? S-a realiat acțiunii minerilor sau nici măcar nu a reacționat? Nu s-a realiat acțiunii minerilor și acest lucru este foarte important. Dar nici nu a reacționat prea evident. Cineva chiar vorbea de o apatie. Și să știți că acest lucru a fost poate motivul cel mai adânc de frământare pentru mine în aceste zile. M-am tot frământat bine. Reforma a adus greutăți. A adus nemulțumiri justificate. Dar nu i-am dezamăgit pe oameni în ceea ce privește perspectiva, speranța pe care am născut-o. Am fost mințiți, pur și simplu. Ne ne-au hoțit pe față, la minte. Și anul trecut ne-au tras cu preșul. Că ne dă de toate. Că ne dă de toate. De toate mâncare, de toate, da. A început pâine și ne-a dat de aștia. Uitați, aștia. Pentru mâncare ne-a dat de aștia. Aștia mâncăm. Aștia mâncăm. Cine v-a spus să veniți? Vrei să vă spun ceva? Ilescu și Petre Roma, pe telex telefoane. Ați vorbit de poporul român dumneavoastră. Considerați că noi suntem pregătiți pentru o democrație reală? Ce înseamnă pregătiți? Noi trebuie să o facem. Ce e a pregăti? Oare așteptăm? Cât să așteptăm? Când să așteptăm? Cum să așteptăm? Când am ieșit în 22 decembrie, ce vroiam? Să ne întoarcem la o altă formă de comunism? De altfel să știți că asta e și problema fundamentală care avem noi azi. Problema esențială este, ne întoarcem înapoi către structurile comuniste sau mergem înainte către democrație, libertatea politică și economică? Am fost mințiți, domnule. A fost Gelu Voiculescu cu Voican acolo la Petroșani? Da, el a... Câteva zile înainte. El a... Furem, a lucrat numai... Câte zile? Cam pe ce dată? Vă spun eu, cam data de... 10-11. A venit acolo, cam cu două zile înainte de a pleca minerii și timp de două zile Furem a lucrat numai bâte pentru mineri. Adică noi am apărat anul trecut și noi am susținut
îi lăsc și minerii, că mulți betoni îi pală ca pinguinii. Acum și... așa? Acum ei pentru noi. Ne-am săturat de toți securiștii care sunt aici. Ne-am mâncat viața, ne-au mințit. Telejurnalul ne-a mințit. Actualitățile ne-a mințit. Cine mai urmează să ne mai mintă? București, 25 septembrie 1991. În drumul de la gară până în Piața Victoriei, minerii sunt pașnici. Anticomunistă în primul rând și pentru un singur om o trebuie să venim toți aici. Putea care să vină Roman aici? Petre Roman trebuia să vină la noi și atunci nu mai veneam noi aici. Dar așa am venit, pentru că iubim guvernul ăsta și noi l-am ales. Dar dacă e până acolo, noi îl dăm jos și nu plecăm de aici. Până nu îl dăm jos. La o provocare cu o petardă aruncată din clădire, se încearcă forțarea intrării în sediul guvernului. Să vă spun de la început efectiv ceea ce s-a întâmplat. Noi am solicitat și mi s-a părut normal și firesc ca primul ministru să vină în Valea Jiului, pentru că e normal, după două luni și după 2 ani și 9 luni de guvernare, știți că el s-a făcut primul ministru imediat după Revoluție. Așa? Deci după 2 ani și 9 luni de guvernare să vină și în Valea Jiului, pentru că el de fiecare dată iasă pe post și vorbește, ne dă sfaturi efectiv despre baza energetică a țării, despre cum ar trebui să se muncească. Am vrut să cerem să vină și la noi, să ne arate efectiv, să ne dea soluții, pentru că e prim-ministru, nu? Și să îi arătăm cum se muncește în Valea Jiului, cum se trăiește. Atât timp cât guvernul, noi am cerut pâine și guvernul ne-a dat bombe lacrimogene, din acest moment noi minerii nu cedăm, am spus și suntem aici minerii din Valea Jiului, suntem mineri hotărâți, poate cei mai hotărâți mineri din țară, suntem hotărâți să nu plecăm până, așa cum a zis părintele, jidanii și comuniștii nu cad de la putere, să vină la putere români adevărați, oameni care vor binele românilor, nu binele, știu eu, nu știu lor. Atacuri insistente cu pietre și sticle incendiare. Mii de oameni, manifestanți și mineri, încearcă să intre cu forța în sediul guvernului. Clădirea e păzită de jandarmi, militari și ofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază. Uite cum bate un om, domnule, uite cum îl bat jos. Civil binevoitor se alătură minerilor. Se răspunde cu gaze lacrimogene și petarde. Se caută o altă soluție, incendiul, cocktailul Molotov. E un război civil în toată regula, care durează deja de o jumătate de zi. Let's go.
Guvernul demisionar, dumneavoastră v-ați depus mandatul. Ulterior s-a comunicat că s-a acceptat demisia dumneavoastră. Eu văd aici o contradicție în termen. Când ministrul transporturilor mi-a spus că un șef de gară era amenințat cu moartea dacă nu pune la dispoziția acelor oameni un mijloc de tracțiune, o locomotivă diesel. Iată deci că eu cred că demisia ar fi însemnat, de fapt, demisia în fața forței, demisia democrației în fața forței. Depunerea mandatului avea o semnificație și o are în continuare, aceea unei soluții politice, ceea ce înseamnă cât de cât păstrarea unui cadru apropiat de democrație. Spre ora 19 se reușește preluarea Piaței Victoriei cu ajutorul gazelor lacrimogene. Manifestanții se retrag către televiziune și piața universității. Și 6 septembrie. Minerii asaltează cu forțe noi și cu mai multă îndârjire clădirea guvernului. Sub presiunea evenimentelor au loc negocieri cu ușile închise între reprezentanții minerilor și ai conducerii țării. Vă rog foarte mult să mă ascultați. Am mandatul să vă anunț că la președinte se găsește o delegație a minerilor cu care discută în momentul de față. La domnul președinte se găsește o delegație de minieri, 20 de oameni cu care discută în momentul de față. Consider absolut necesar ca Senatul României să fie informat de ceea ce se petrece în acest moment. Dintr-o convorbire care am avut-o cu domnul președinte Iliescu, mi-a confirmat că prin comunicatul pe care l-a dat în cursul acestei nopți, reiese clar demisia guvernului, respectiv formarea unui nou guvern, și că domnul Petre Roman și-a cerut retragerea. Deci, de fapt, Petre Roman și-a depus mandatul pentru o soluție politică, ceea ce însemna cu totul altceva. În fapt, a fost o lovitură de stat. Dintre toate luările de poziție despre evenimente, o amintim pe cea a premierului însuși. Deci, evenimentele care s-au petrecut în București au avut câteva cauze care sunt, care permit să tragem concluzia că am avut de-a face cu o mișcare instrumentată de extremă stânga, deci de tip comunist. De ce spun asta? Credeți că numai de tip comunist? Nu, să nu extrapolăm lucrurile prea repede. Vă rog. Ulterior, după cum ați văzut, din păcate, unele partide au încercat să profite de
dezordinea creată și să-și creeze un avantaj politic. După părerea mea, au făcut foarte rău, pentru că au ipotecat credibilitatea lor, au ipotecat imaginea lor vis-a-vis de democrație. Apoi pe cea a liderului opoziției, Corneliu Coposu, victima a primelor trei mineriade. A fost o lovitură de bumerang. Uneltele puterii folosite împotriva opoziției s-au întors acum împotriva puterii. Un paradox al celei de-a patra mineriade este că victima politică a acesteia, Petre Roman, este acuzat de infracțiuni contra umanității în cea de-a treia mineriadă din iunie 1990. Iubiților, fiți liniștiți și liniștiți-vă, pentru că țara se duce de râpă. Nu vedeți că ardem în jur? Nu vedeți că ne ducem de râpă? Vreți să îngropăm noi cu mâinile noastre țara? Nu ne-au îngropat străinii destul? Vrem să ne îngropăm noi unii pe alții? Ne-au îngropat destul alții? N-avem voie să facem acest genocid național. Dumnezeu să ne ajute! Iubiți frați, stau în fața voastră ca poet al Transilvaniei și vă rog pe mine primul să mă lărgi. După amiază, minerii pătrund în adunarea deputaților, unde cer demisia lui Ion Iliescu și satisfacerea tuturor revendicărilor pentru care au venit la București. Deputații le explică minerilor că nu parlamentul îl poate demite pe președintele țării și le sugerează să-l viziteze la Palatul Cotroceni. În conformitate cu hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din seara zilei de 25 septembrie 1991, Ministerul Apărării Naționale a luat următoarele măsuri. 1. Ridicarea capacității de luptă la comandamentele și unitățile militare de pe întreg teritoriul țării. 2. Distribuirea muniției de război tuturor subunităților care acționează pentru paza obiectivelor guvernamentale și publice pentru a fi folosită în condiții legale, în caz de nevoie. După amiaza lui 26 septembrie, asaltul asupra clădirii guvernului continuă. Mulțimea aruncă pietre și sticle incendiare spre forțele de ordine. Cealaltă tabără ripostează cu gaze lacrimogene. De la o fereastră a clădirii zboară rachete de semnalizare. Sunt trei morți. Seara de 26 septembrie, minerii și alți manifestanți încearcă să pătrundă în televiziune care e apărată de forțele de ordine. Petarde fumigene și lacrimogene, rafale de mitralier. Aveți în imagine, stimați telespectatori, iluminatoarele laboratorului de întreținere a magnetoscoapelor aflat în extrema sudică a curții studiourilor de televiziune. În transmisiile din cursul nopții trecute am difuzat imagini cu atacul demonstranților în această zonă. Sticle Molotov aruncate aici din stradă au topit plasticul luminatoarelor. Alte sticle incendiare sunt aruncate de demonstranți în interiorul laboratorului aflat sub nivelul solului. Efectele le puteți vedea și dumneavoastră. Pagubele, aparatură electronică de înregistrare video și echipament de control distruse nu au fost încă evaluate. . 27 septembrie. Obiectivul acestei zile este Palatul Cotroceni, unde minerii vor să-l oblige pe Ion Iliescu să demisioneze. Dar la palat, Ion Iliescu se consultă cu reprezentanții partidelor în vederea alcătuirii unui nou guvern cu tehnocrați și majoritate FSN. Zvonistica mineriadei din septembrie 1991 informează despre moartea câtorva mineri și rănirea mai multora. Or, cifra exactă a victimelor mineriadei este de 3 morți în București și unul în Valea Jiului.
Inclusiv în dialogul cu președintele Iliescu, și asta face parte chiar din comunicatul comun, Miron Cosma reclamă recuperarea minerilor morți, ceea ce constituie o dezinformare de anvergură. Liderul sindical urmărea să confecționeze o imagine victimizată a celor care jucaseră exact rolul opus, de agresori. La 28 septembrie, ultimele vagoane cu mineri părăsesc capitala. Violențele zilelor mineriadei au însemnat 455 de persoane ajunse la spital, 50 cu internare. 3 morți în București și unul în Valea Jiului. 26 septembrie, 18:45. Andrei Frumușan, un student care nu are nicio legătură cu minerii, iese de la metroul din Piața Victoriei. Merge grăbit spre casă. Un proiectil luminos îl doboară. Moare după 10-15 minute în mâinile medicilor de la Spitalul Florească. Aurica Crăinicianu avea 27 de ani. Mergea tot spre casă împreună cu soțul ei. O așteptau acolo 2 copii. A fost împușcată la 18:15. În corpul său au fost găsite aceleași schije metalice. Martorii au declarat că din plagă ieșeau flăcări roșii. Traumatizată de tragedie, familia evită să apară în mass media. A treia victimă a mineriadei din 91 a fost un jandarm, Nicolae Lazăr, de 21 de ani. Era militar în termen, detașat de la Alba, în București. Se număra printre scutieri și avea ordin să păzească instituția guvernului. În miezul zilei, cineva din piață a aruncat o sticlă incendiară spre locul în care se afla. Hainele i s-au aprins. S-a stins la spital după 2 zile de chinuri. La mai puțin de o săptămână, procurorii au început să ancheteze dosarul Crăinicianu-Frumușanu. Rudele celor 2 tineri uciși au fost audiate. Procurorii militari au făcut expertize, au ridicat documente și au identificat un suspect, Vasile Dorel Gabor, ofițer SPP. El a condus divizia antiteroristă venită să-l apere pe șeful guvernului. Potrivit anchetatorilor, el ar fi tras în cele 2 victime cu un pistol de semnalizare de calibrul 26. La ce oră a fost adus? În jur de 18:30, nu știu exact. Și sunt jos la camera de gard, exact. Ora că vă dați seama. Deci era mort sau era încă trăia? Nu, era decedat. Era decedat, probabil în urmă cu ceva timp, e greu de spus exact, nu cu mult timp, în orice caz, era cald. Dar noi am încercat. Manevre de resuscitare, a fost intubat imediat, deci i s-a pus o sondă pentru a putea respira, deci încă am văzut că avea un edem foarte mare, probabil un enfizem printr-un enfizem subcutanat, deci era clar că este și într-o lăgină de plămâni. Intubat și în clipa în care a început să fie ventilat, în plaga respectivă parasternală dreaptă, a început să iasă și aer și cheaguri de sânge vechi, deja asta. Era de mult. La prima vedere era ars tot oracele anterior, arsuri superficiale, iar plaga respectivă cu marginea astea neregulate și arse, probabil, trebuie să fi fost, am supoziționat noi, dar fără a avea nicio garanție, de la un cartuș de ăsta de gaze lacrimogene, că am mai văzut după aia unele, erau cum atât de mari metalice, care probabil l-a lovit fix în piept și vârful respectiv care trebuie să facă gaze s-a dus în interiorul toracelui, unde a făcut prăpădul respectiv, probabil pe trahee, bronhii, vase mari. În 2003, cele 2 familii au fost informate oficial că suspectul procurorilor a fost scos de sub urmărire penală. Aurica Crăinicianu și Andrei Frumușanu au fost uciși, conform judecătorilor, de un autor necunoscut. În 2012, Curtea Europeană a constatat că sistemul judiciar din România nu a fost în stare să găsească sau să identifice autorul omorului. Drept care, familiile Crăinicianu și Frumușanu au câștigat procesul. Statul le-a plătit despăgubiri și a fost obligat să redeschidă ancheta. Stați, bă, pe loc, bă! Bă, l-a arestat pe Cosma, bă! Unde să fie înainte? Cea mai gravă acuzație adusă lui Miron Cosma, pentru care a primit de altfel și cea mai mare pedeapsă de 18 ani de închisoare, dar asta peste câțiva ani buni, a fost subminarea puterii de stat în cazul mineriadei din septembrie 1991, când venirea minerilor la București a determinat căderea guvernului condus de Petre Roman. Nu plecați, băi! Băieții, nu plecați, că ne mincinește! Mincinește, rămâneți pe loc, băieți! Nu plecați! Nu plecați!
Nu e bine, mă, băieți, mă, nu e bine, mă. Nu e bine! Păi dați-vă, băieți, seama că e o mințiune, mă, bătușe, mă! E o mințiune, mă! Știți că mereu am mințit Chiliescu, Roma, e companie, mereu am mințit și mereu mințit, mă! Nu putem să nu amintim trecerea, înainte de întoarcerea în Valea Jiului, a unui grup de mineri condus de Miron Cosma pe la Teatrul Național, unde are loc Congresul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Cosma vorbește unei săli pline de membri și simpatizanți țărăniști. Noi de democrație avem nevoie la această oră. Eu vă mulțumesc mult de tot! Declarația pe care ne o fac reprezentanții minerilor din Valea Jiului. Reconcilierea dintre PNțCediști și mineri e aplaudată și însoțită de efuziuni. Se face chiar o chetă pentru a aduna banii necesari hranei minerilor. Am fost nevoiți să plecăm la București în forță, nu pentru a mai cere drepturi, ci pentru a cere demisia acestui guvern handicapat și incompetent. În fața clădirii guvernului, după lungi așteptări, stând pe jos, unde nimeni nu ne-a întrebat nimic, am fost atacați mărșav de către trupele teroriste ale guvernului și președintelui. Mineriada 5, 18-22 ianuarie 1999. Minerii, conduși de Miron Cosma, iau decizia declanșării unei greve generale la 18 decembrie 1998. Este solicitată prezența la Petroșani a ministrului industriilor, Radu Berceanu, și a primului ministru, Radu Vasile. Refuzul demnitarilor determină din nou greviștii să solicite plecarea la București. Aproape 15.000 de mineri de la Compania Națională a Huilei din Valea Jiului protestează la data de 4 ianuarie 1999 pentru a obține mărirea salariilor și renunțarea la programul de închidere a minelor nerentabile. Trupele de jandarmi intră în dispozitiv pe defileul Jiului, construind baricade, inclusiv prin detonarea stâncilor peste DN66. În 14 ianuarie 1999, peste 1000 de protestatari escaladează barajul înălțat în defileul Văii Jiului, amenințând că nu se vor opri decât în capitală. Lista de revendicări a greviștilor se schimbă. Ei renunță la cele 30 de solicitări, dar cer în schimb 10.000 de dolari pentru fiecare disponibilizat sau 500 de dolari salariu până la pensie. 200 de milioane de dolari, jumate deci din pierderile pe un an de zile, cum spune domnul ministru Radu Berceanu, împărțit la 20.000 de angajați ai Companiei Naționale a Huilei, înseamnă 10.000 de dolari pe care noi îi solicităm. Și, bineînțeles, că în aceste condiții suntem dispuși, așa cum am discutat cu toți membrii de sindicat, să ne disponibilizăm în masă. Ministrul Industriilor respinge astfel de aberații. În replică, Miron Cosma anunță că 15.000 dintre ortacii săi și-au exprimat în scris dorința de a pleca spre București. Sub comanda lui Romeo Beja, aproape 1.000 de mineri se urcă în cele 11 autobuze parcate în fața sediului Companiei Naționale a Huilei, strigând că pleacă spre capitală. Ajung la primul baraj înălțat de oamenii de ordine, baraj format din pietre și nisip. Lucrurile
par a scăpa de sub control. Peste 100 de mineri trec de Valea Jiului. La 15 ianuarie 1999, judecătoria Petroșan declară ilegală greva minerilor, iar la 18 ianuarie, Cosma decide începerea marșului spre București. Pe șoseaua spre Târgu Jiu sunt amplasate baraje succesive din stabilopozi de beton. În câteva locuri, în special pe poduri, trupele Ministerului de Interne abandonează camioane grele cu roțile scoase. La fiecare baraj, minerii înlătură stabilopozii, iar jandarmii, după un schimb de pietre și gaze lacrimogene de câteva minute, se retrag cu autobuzele spre următoarea baricadă. Ministrul de Interne, Gavril Dejeu, demisionează în seara zilei de 19 ianuarie, când minerii au trecut de toate barajele forțelor de ordine din defileul Jiului. La ieșirea din defileu, după o noapte petrecută la Târgu Jiu, 19-20 ianuarie, Cosma decide continuarea marșului spre București, alegând drumul cel mai scurt, prin Râmnicu-Vâlcea. La acțiunea lor se solidarizează și contingente de mineri din Oltenia, Banat, precum și alte categorii de muncitori. Minerii sunt transportați de 70 de autobuze și peste 200 de autoturisme și se deplasează disciplinat, având cercetași trimiși ca să culeagă informații despre dispunerea în teren a forțelor de ordine. Au o organizare cvasi-militară, fiind grupați în funcție de exploatarea minieră de unde provin. Guvernul decide închiderea traficului feroviar pe Valea Oltului, iar pe autostrada București-Pitești sunt grupate dispozitive de jandarmi. Datorită rețelei de informatori, minerii află din timp că la Costești-Vâlcea, la ieșirea din Horezu, este amplasat un nou baraj al forțelor de ordine și decid să petreacă noaptea de 20 spre 21 ianuarie în Horezu. Bătălia de la Costești începe în jurul orelor 14 și se încheie în jurul orelor 17 cu victoria minerilor. Forțele de ordine au aproximativ 2000 de combatanți, inclusiv trupe speciale Diaz și Baolp, numărul minerilor fiind de aproximativ 15-20.000. Minerii străbat pe jos cei 3 km dintre Horezu și Costești, încercuiesc zona și atacă din toate părțile. Din spate, jandarmii sunt atacați de săteni din Costești, înarmați cu pistoale de semnalizare. Numărul jandarmilor căzuți în mâna minerilor se ridică la peste 1500. Coloana de manifestanți își continuă drumul spre Râmnicu-Vâlcea după ce îndepărtează stabilopozii și stâlpii de beton aflați pe șosea. Toate mașinile cu număr de București sunt distruse, fără discriminare. La Râmnicu-Vâlcea, forțele de ordine reușesc să oprească încercarea câtorva sute de localnici de a pătrunde în sediul prefecturii, care este încercuit de manifestanții adunați în centrul localității și care scandează „Să vină minerii! Cosma, Cosma! Vadim, Vadim și jos prefectul!” Președintele Emil Constantinescu convoacă sesiunea extraordinară a Parlamentului și solicită liderilor partidelor parlamentare să-și exprime poziția față de evenimentele în curs. În timpul nopții de 21-22 ianuarie 1999, este emisă ordonanța de urgență care instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României, începând cu ora 14 a zilei de 22 ianuarie. Constantin Dudu Ionescu este numit ministru de interne și se produce înlocuirea unor cadre de comandă ale acestui minister. Pe șoseaua Râmnicu-Vâlcea-Pitești, în dreptul râului Topolog, este amplasat un nou baraj format din trupe ale Ministerului Apărării Naționale și DIAS. Aflat în fața unui conflict fără precedent, prim-ministrul Radu Vasile acceptă dialogul cu minerii, eveniment care are loc la Mănăstirea Cozia la 22-23 ianuarie. În urma acestuia este încheiată pacea de la Cozia, un acord în care guvernul convine respectarea revendicărilor minerilor, neînchiderea minelor Dâlgea și Bărbăteni și neînceperea urmăririi penale împotriva liderilor minerilor. Mineriada 6, 15-18 februarie 1999. O lună mai târziu, ortacii porneau a șasea și ultima mineriadă. În 15 februarie, minerii pleacă din nou spre București, revoltați de decizia Curții Supreme de Justiție de a majora la 18 ani de închisoare pedeapsa lui Miron Cosma în dosarul mineriadei din 1991 pentru subminarea puterii de stat. La 17 februarie, după confruntări violente la Stoienești, județul Olt, forțele de ordine, de data aceasta trupe ale armatei și Diaz, reușesc să-i oprească pe mineri. Se fac sute de arestări. Convoiul de autobuze este distrus. Miron Cosma e arestat în timp ce încerca să fugă cu un autobuz.
Am învățat în acești 29 de ani să mă îndoiesc de adevărul venit prin televizor, servit direct pe tavă, doar să-l îngurgităm și să adormim liniștiți. Am învățat că totul poate să fie chiar invers de cum ni se arată. Acum 19 ani, Mediafax dădea o știre în 1 martie 1999, pe care am expus-o în documentarul din 10 martie cu titlul Vreau rația mea de adevăr. Procurorii militari au identificat mai multe persoane, militari și civili, care în timpul Revoluției din decembrie 89 făceau parte dintr-un anumit grup de putere, care a creat diversiunea cu teroriștii pentru a putea stăpâni situația. Aceste acțiuni ale așa zișilor teroriști nu trebuiau decât să justifice manevre militare de apărare a unei noi puteri instalate printr-o lovitură de stat mascată într-o revoluție. Dacă pentru 162 de morți și 1107 răniți până în 22 decembrie dictatorul Ceaușescu a fost executat, ce va păți acest grup de putere pentru 942 de morți și 2245 de răniți de după 22 decembrie? Și o propunere o lansez și vă las și pe dumneavoastră și colegii mei să gândească. Eu cred că o soluție care ar putea duce la un deznodământ mai rapid asupra adevărurilor din timpul Revoluției ar fi o amnistie privind toate faptele care privesc și sunt legate direct de Revoluție. Atunci ar da curaj oamenilor să vorbească. Gândiți-vă la acest lucru. La începutul anului 1998, Constantin Lucescu, fostul avocat al apărării în procesul Ceaușescu, continuă cu inițiativa unei amnistii generale pentru militarii implicați în evenimentele din decembrie. Gelu Voican Voiculescu preia ideea într-o emisiune televizată. Apoi Constantin Dudu Ionescu, secretar de stat în MAPN, are o inițiativă legislativă. Încerca să propunem guvernului un proiect de lege privind amnistia evenimentelor, unora dintre lucrurile care s-au întâmplat în 89, evident cele în afară cu caracterul penal, și această lege nu se referă doar la ofițeri, ci și la alte persoane. Victor Babiuc, ministrul apărării, și Emil Constantinescu, președintele țării, adoptă o poziție apropiată. Inițiativă împărtășită și de Ion Iliescu, fostul președinte. Dar inițiativa ministrului Dudu Ionescu cade în forul de partid PNCCD după ce a bulversat noțiuni: amnistie, amnezie, responsabilitate, crimă. Pentru că implicit armata era condamnată in corpore de ceea ce s-a produs în decembrie 89. A amnistia armata română înseamnă a o considera ca pe o forță agresoare care luptă de fapt cu România sau împotriva intereselor României la Revoluție. Consilierul prezidențial Zoe Petre închide pentru moment povestea cu amnistia. Declară, într-o emisiune televizată, că totul nu a fost decât un balon de încercare. Evenimentele care urmează îi dau dreptate, pentru că amnistia este lăsată în planul 2 și va fi scoasă la momentul potrivit. Dar pentru asta este nevoie de un eveniment, de o dezordine, de un pic de haos. Și atunci se folosește metoda pompierului incendiator. Același tip de gândire ca la Revoluție, cu diversiunea teroriștilor. Și încep mineriadele 5 și 6, care aduc din nou armata cu tancuri pe străzile patriei ca în decembrie 1989, ca în ianuarie, februarie, martie, iunie 1990. 10.000 de mineri pregătiți militar se angajează într-un marș spre București. După 3 lupte în direct la TV în care înving jandarmeria și poliția, armata este scoasă pentru luptă, cu tancurile pe șoselele patriei. Președintele Constantinescu anunță stări de urgență. Totul seamănă cu decembrie 89, cel puțin prin senzația unei mineriade televizate, prima mineriadă în direct. Oricum, o agresiune psihologică asupra unui popor telespectator. Dar totul se termină în 4 ore, într-o întâlnire pe tărâm sfânt, la Cozia. Îngerul Salvator și demonul își dau mâna peste masă într-o atmosferă cordială, prietenească. Fasole, zacuscă, lumânări, cruci. Highlanderii neamului românesc fac pace. Care este rezultatul celei de-a 5-a mineriade? Amnistia. Apoi legi pentru folosirea muniției.
Noul ministru de interne, Dudu Ionescu, dorește o lege care să amnistieze faptele petrecute între 16 și 22 decembrie 1989. Întrebarea mea firească este 22 decembrie. Dar ce oră? Până la 12.08, când Ceaușescu este suit în elicopter? Până la 18, când începe să se tragă, sau până la 23.59? Se amnistiază cumva și diversioniștii? Toată mass media macină problema amnistiei. Toți politicienii își dau cu părerea. Mese rotunde între putere și societatea civilă. În vacarmul general mai apar proiecte de legi. După modelul legii 42, apare o lege pentru victimele mineriadelor. Apoi Petre Roman pune în discuție amnistia minerilor care au participat la mineriada a cincea. Miron Cosma cere grațiere. Uitându-ne prin colecția de ziare, am găsit două articole. Cotidianul, 19 iunie 1998. Titlu: Floare de colț. Cel mai important eveniment militar al anului în România. Armata română organizează o aplicație fără precedent în județele Harghita și Covasna. În zone considerate strategice, MAPN, jandarmeria, SRI testează reacția populației la cea mai importantă armă a războiului modern. Exercițiul militar este organizat de secția de acțiuni psihologice și centrul de acțiuni psihologice ale statului major general. Militarii își propun verificarea capacității structurilor specializate în acțiuni psihologice de a acționa în teren muntos și împădurit. Obiective ale secției acțiuni psihologice. 1. Antrenarea în conceperea, organizarea și conducerea unor acțiuni psihologice. 2. Verificarea potențialului de a angaja segmente ale mass media civile în acțiuni psihologice. 3. Perfecționarea colaborării și cooperării cu organele puterii și administrației locale. 4. Estimarea nivelului de audiență a produselor video, audio și tipărite. Potrivit specialiștilor, efectul operațiunilor psihologice nu poate fi fotografiat sau filmat și nu se compară cu urmările unui bombardament aerian. Însă, scopul principal al unor astfel de operațiuni este acela de promovare a anumitor opinii, atitudini, emoții sau a unui comportament specific al subiecților supuși influențării. În septembrie 1998, tot în ziarul Cotidianul, colonelul Mihail Dumitrescu, creierul aplicației Floare de Colț 98, prezintă concluziile. Compartimentul de concepție al aplicației a hotărât să adopte strategia transparenței reale pentru a exersa relația cu mediile civile de informare în masă. Rar ne-a fost dat să constatăm, nu fără satisfacție personală, dar și profesională, în evoluția post-decembristă a societății noastre, o asemenea unitate de vederi și de atitudine a presei românești față de un eveniment. Subtitlu: concluziile desprinse rămân valoroase numai prin valorificarea lor în acțiunile viitoare. Colaborarea cu mass media civile reprezintă un multiplicator de forță incontestabil pentru atingerea obiectivelor acțiunilor psihologice. De aceea, mineriada a cincea s-a făcut la lumină, în prezența celei de-a patra puteri în stat, presa. De unde și mulțumirile deschise ale prim-ministrului Radu Vasile și ale președintelui Emil Constantinescu abia la două luni după ce afirmase în câteva rânduri că presa este vinovată de prezentarea în negru a realității românești. Sunt foarte mulți jandarmi, un cordon extrem de mare de jandarmi care au intrat în forță în mulțime, se îndreaptă către strada Buzești în acest moment, acolo unde erau foarte mulți, foarte multe persoane. Da, este un haos în acest moment, se aruncă cu gaze lacrimogene și cu fumigene, cu garduri, vă arată colegul meu chiar în acest moment în imagini, sunt niște persoane care împing niște garduri, acelea pe care le folosesc jandarmii. Da, se intervine în ordine. Dacă mă auziți, se intervine în ordine, în forță, în acest moment. Toți jandarmii din fața guvernului au plecat către mulțime și acționează cu gaze lacrimogene. Nu știu dacă mă mai auziți. Da.
bani? Nu aveți niciun drept să faceți asta. Plecați aici, plecați aici, dai drumul. Am văzut. Nu mă interesează, dai drumul, dai drumul aici. Dai drum. Plecați aici. Dai drumul, auzi. Vreau să știu ce legitimație ai. Vreau să știu. Dă-mă drumul, că-mi bă, vreau să știu numărul tău de legitimație. După ce m-ați lovit atâtea ori? Dai drumul de aici. Cum i-ați lovit pe ei? Dai drumul de aici. Nu.